E momentul în care anunțăm că se va trece la faza de execuție. De data aceasta avem și proiectele și autorizația de construcție pentru blocurile pe care le realizăm în zona Narciselor pentru tineri. Am vrut să mediatizăm acest subiect, mai ales că eu sunt sigur că încă pe raza municipiului Târgu Jiu mai sunt persoane până în 35 de ani care nu și-au depus dosarele pentru a putea primi prin repartiție o astfel de locuință care se realizează prin contractele pe care noi le-am încheiat succesiv cu societățile care au câștigat aceste licitații. Și de aceea mediatizăm permanent, ținând cont de faptul că astăzi, și trebuie să vă anunț, avem aproape 1000 de solicitări pentru cele 600 de apartamente care se vor construi în acea zonă. Ne-am dorit ca numărul să fie mult mai mare ca să putem selecta în mod corect și toți cei care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege să poată să fie incluși în criteriile de departajare. De aceea vă mulțumim dumneavoastră pentru că sunteți prezenți. Mulțumesc și domnului viceprimar și domnului director de investiții, Raul Chiriac, pentru faptul că s-a ocupat în mod direct de tot acest proiect. O să îi mulțumesc și reprezentantului societății care a venit astăzi ca să vă prezinte. Mi-am și dorit în mod deosebit ca să aveți și o prezentare în acest mod pentru a vedea exact cum vor arăta apartamentele și blocurile care se construiesc în acea zonă. Așa cum vă spuneam, blocurile sunt pe plus 1, plus mansarde, deci câte 6 apartamente pentru fiecare imobil. Deci cred că vor arăta foarte bine. Am finalizat cumva și licitația suntem în procedură de licitație pentru utilități. La sfârșitul lunii septembrie. Separat de realizarea acestor construcții, mai aveam și obligația de a realiza toate utilitățile pentru cele 600 de apartamente. Suntem în procedură de licitație, din ce aflu de la colegii mei, undeva la sfârșitul lunii septembrie vom avea și firma care va executa lucrările pentru realizarea tuturor utilităților, canalizare, alimentare, încă aproximativ 6 milioane de euro lucrări. Exact. Nu, de licitat s-au licitat cu firmele care au participat la licitație strict realizarea locuințelor. Și este o sumă separată pentru amenajarea zonei unde se realizează aceste blocuri, sistematizare. Străzi, alei, parcă. Finanțare pentru utilități? Tot din Planul Național de Redresare și Reziliență, Fondul European. Mulțumim dacă despre câteva cuvinte. Mă numesc, sunt directorul general de la Reconstruct Center, societatea care va construi cele 70 de imobile, lotul numărul 2, strada Marin Preda. După cum spunea și domnul primar, locuințele sunt parter, etaj 1 și mansardă. Fiecare vor avea câte 6 apartamente, de câte 2 camere. Acesta este macheta celor 70 de imobile. Fiecare apartament are living, dormitor, baie, bucătărie. Suprafața construită este de 154 de metri, suprafața desfășurată 462 de metri. Numărul maxim de persoane care adăpostește un imobil este de 12 persoane. Ele au fost împărțite conform studiului geotehnic în patru categorii A, B, C, D în funcție de natura terenului de fundare. Fundațiile sunt de tip continue pentru loturile A, B, C, pentru zona D va fi pe radier general. Structura de rezistență este din lemn de calitatea 1 cu certificatul C24. Așa, legat de arhitectură, toate materialele sunt cu gras poli de eficiență energetică. Acesta este și un titlu al proiectului NZEB, Near Zero Energy Building, adică transfer termic aproape de zero. Legat de
de sistemele care se vor implementa pe fiecare bloc pentru apă caldă, menajele se vor folosi pompe de căldură, legat de, pentru climatizare rece, cald, se vor folosi unități interioare tip split cu o unitate externă VRF, tot cu funcție de pompă de căldură. Pe partea electrică, toate sunt pe LED. Solar. Da, vom avea un sistem fotovoltaic pentru fiecare imobil pentru producerea energiei electrice. Fiecare bloc va fi dotat cu rampă pentru persoanele cu dizabilități, acolo unde este cazul. Acesta este designul. Pentru pe exterior, pe partea de arhitectură, se va folosi tencuială decorativă pe laturile de vest și de est, pe partea de nord și sud se vor folosi riflaje de lemn pentru design. Tâmplăria este tot așa eficient energetic, cu geam termofonoizolator. Balustrada este din tablă perforată. La interior se vor folosi tot așa finisaje de calitate, uși din lemn masiv, parchet tot din lemn masiv, dușimea de 2 cm. În rest, cam acesta este în mare o scurtă prezentare. Dacă aveți alte întrebări... Da. Când lucrările? Lucrările, după cum a spus domnul primar, autorizațiile au fost emise. Urmează ca dânsii să facă comunicările către ISC, către primărie, tot către ei, adică... Și presupun că după 15 septembrie se va da ordinul de începere și vor începe efectiv lucrările. Conform graficului de execuție, că mai rămân 3 luni, în 3 luni se poate ajunge undeva la 25% din proiect. Termenul de execuție este de 18 luni. Începând de la ordinul de începere. Asta undeva din septembrie. Deci din septembrie 18 luni. Asta înseamnă 2026, luna martie-aprilie. Da. Dacă mergem pe faptul că mai avem 3 luni de zile din acest an, cu 12 din anul viitor, și asta înseamnă începutul lui 2026, dar nu toate ele presupun că se vor finaliza. Se vor finaliza cu etape, da. Deci nu. Și este contractul cel mai mare, fiindcă noi avem mai toate cele 100 de blocuri, sunt cuprinse mai multe contracte de finanțare, toate proiectare cu execuție. Acesta este contractul cel mai mare, cel de 70 de blocuri. Și evident cu perioada de execuție cea mai mare de 18, nope. Celelalte contracte, mai sunt și alți contractați, un alt contractat, sunt perioade de execuție de 12 pentru celelalte pachete. Deci asta e durata cea mai mare pentru cel mai mare contract. Volumul de activitate pe care trebuie să-l desfășoare. Sunt 3 contracte de finanțare și sunt 4 locuri. La momentul acesta, tocmai de aceea am invitat proiectanții și executanții să prezinte aceste proiecte, pentru că suntem la faza de maturitate a proiectului, s-au obținut autorizațiile de construire, se predă proiectul tehnic final în următoarele zile, urmând emiterea autorizațiilor de construire. La momentul acesta avem contractate 94 de blocuri și pe toate au fost exact elaborate proiectele, deci pentru toate cele 94. Sunt doi operatori economici care au aceste contracte, pentru care vor începe în luna septembrie lucrările, și mai sunt 6 blocuri, ultimul de 6 blocuri, care sunt în faza de finalizare a procedurii de evaluare. O mie de solicitări care îndeplinesc. Noi avem mult mai multe solicitări, dar cele care îndeplinesc la momentul ăsta condițiile prevăzute. Adică să aibă vârstă până în 35 de ani, să aibă un venit minim, da? Și să aibă domiciliu pe raza municipiului Târgu Jiu. Dar vârsta este cea care face diferența între toate dosarele pe care le avem și
cele care s-ar încadra pentru repartizarea unei locuințe. Problema este alta, că ulterior noi prin regulament aprobat prin hotărâre de Consiliu Local vom stabili anumite criterii, așa cum se face întotdeauna. Criterii suplimentare pentru departajarea celor care au depus dosar, probleme de sănătate, centre de plasament. Este clar că cei care provin din centrele de plasament și cei care au probleme de sănătate vor primi cu prioritate. Veniturile. Venitul va fi un criteriu. Adică așa sunt și realizate aceste construcții pentru probleme, pentru persoane care vin din zone marginalizate sau din grupuri sau persoane vulnerabile. Da? Cel care câștigă 10.000 de lei, să zicem, pe lună, nu cred că intră în prima etapă. Da? Vor intra cei care vin cu un salariu cât de cât apropiat de salariul mediu. Sau cei care nu au venituri deloc. Sunt locuințe sociale. Locuințele astea nu vor putea fi niciodată trecute și ulterior scoase la licitație. Sunt locuințe sociale care rămân pe toată perioada existenței lor sau cine știe, până la anumite modificări legislative, rămân în patrimoniul municipiului Târgu Jiu și vor beneficia de ele persoanele cărora le sunt repartizate. E adevărat că cu titlu gratis, nu, plătesc o chirie modică. E o chirie modică, o chirie care poate fi inclusiv subvenționată. La cel care nu are venituri, primăria este obligată să suporte o anumită parte din chirie sau chiar să nu plătească deloc acea chirie. Însă utilitățile rămân în responsabilitatea și în obligația celui care preia o astfel de locuință. Utilități care oricum sunt reduse ca valoare, ținând cont de faptul că vorbim de panouri fotovoltaice. Deci cel puțin cei care sunt cu panouri fotovoltaice și toate locuințele au panouri fotovoltaice nu o să plătească pentru energia electrică o sumă foarte mare. Rest, canalizare, alimentare cu apă, ne racordăm și folosim același operator și vor plăti toate cheltuielile pe care le au acolo, toate consumurile pe care le au.